luni se vor putea face primele plăți cu cardurile de energie, totuși nici măcar jumătate dintre beneficiari nu le-au primit, iar 1 milion dintre români fie au fost respinși, fie încă așteaptă clarificări. Alina Tănase vine cu toate explicațiile. Alina, te rog! Bun găsit tuturor! Mai sunt doar 2 zile până când vor putea fi făcute primele plăți cu cardurile de energie și sunt în continuare sute de mii de oameni care așteaptă să primească aceste carduri. Potrivit unor surse, până în acest moment au fost distribuite 1,5 milioane de carduri și, deși inițial ar fi trebuit ca 2,8 milioane de persoane să primească în mod direct cardurile, acum știu sigur că sunt eligibile doar 1,7 milioane de persoane. Asta pentru că 550.000 așteaptă să le fie clarificată situația, în timp ce alte peste 500.000 de persoane au fost deja declarate respinse, pe motiv că veniturile lor depășeau plafonul stabilit de 2.000 de lei. Așa că în zilele următoare sunt aproximativ 300.000 de români care așteaptă să le vină cardurile, iar restul așteaptă să vadă dacă vor mai primi sau nu acest ajutor pentru plata facturilor la energie. Plățile vor putea fi făcute în 3 moduri, fie direct la oficiul poștal, fie la domiciliu prin intermediul poștașului sau prin intermediul aplicației online. Ajutorul se acordă în 2 tranșe, 700 de lei în februarie și alți 700 de lei în luna septembrie.